Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a zis, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile, să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatele tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis, încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor, și vei avea comoară în ceruri, apoi vino și urmează mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi, căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Thank you.
vă pomenească Domnul Dumnezeu cu părăția sa, totdeauna cum și pururia și-n vecii vecilor. Pe mai mari orașelor și ai satelor și pe ostașii țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o sa împărăție. Amin. Frații noștri, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monahi și monahi, pe tot clerul bisericesc, și cel călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Sfârlăcașului acestuia și arstitor, militor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa. Amin. Pe fericiția lor mesi, patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodinus, Inianius, Din și Teotin, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Credinței noastre strămoșești și libertatea noastră să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o sa împărăție. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii sau fiice și pe toți cei într-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Paroh, Frate Iisus Hristos, preacucernici părinți, stimate domnule prefect, distinse oficialități, iubiți credincioși, prăzuim astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, care a fost primul și singurul apostol al Mântuitorului Iisus Hristos, care acum 2000 de ani a propovăduit cuvântul Evangheliei pe pământul țării noastre românești. La început, Sfântul Apostol Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, iar auzind de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, a mers în Capernaum unde locuia Iisus Hristos și l-a întrebat: unde locuiești? Iar Domnul a răspuns: vino și vezi. Și din acea zi, Sfântul Apostol Andrei, care iată este ocrotitorul și patronul acestei sfinte biserici, acestei minunate parohii, a rămas împreună cu Domnul, devenind cel din tâi chemat la propovăduirea Evangheliei. A fost fiul lui Iona și frate cu Apostolul Petru. Iată, el ne-a creștinat pe noi românii. Pentru prima dată pe pământul țării noastre a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Apostolul Andrei. De aceea îl cinstim cu mare bucurie la data de 30 noiembrie, când a fost condamnat la moarte, printr-o moarte răstignit pe cruce în formă de X, care se cheamă Crucea Sfântului Andrei, pe vremea împăratului Nero, în Patras. Iată, iubiți credincioși, în această zi minunată, când ne-am adunat cu toții să prăznuim hramul acestei biserici și aveți o cinste și o onoare deosebită ca cel din tâi chemat la apostolat să vă fie ocrotitorul dumneavoastră a acestei parohii minunate. Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi ne spune că un dregător care se preocupa de soarta sufletului său, l-a întrebat pe Mântuitorul Iisus Hristos ce să facă ca să moștenească viața de veci. Iar Domnul i-a înșirat poruncile din Decalog, iar acest dregător fericit a zis: toate acestea din tinerețele mele le-am păzit. Entuziasmul însă îi dispare, ne spune Evanghelia, atunci când Domnul Iisus Hristos îi cere să-și vândă averea și ce primește să o împartă săracilor, să-și adune comori în ceruri, iar apoi să-l poată urma pe el. Iată că, după socotința sa, acest dregător din Evanghelie a crezut că a împlinit toate poruncile, uitând însă de cea mai importantă poruncă, a iubirii aproapelui. Pentru că însuși Mântuitorul Iisus Hristos, din porunca aceasta, a făcut un testament: poruncă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit și eu pe voi. Ce fel de iubire ne arată Mântuitorul Iisus Hristos? O iubire deplină și desăvârșită. Dragostea Fiului Dumnezeu ni se arată prin zmerenia nașterii într-o iezle dobitocească și culminând prin cele mai groaznice suferințe pe cruce, primind cea mai rușinoasă moarte a vremii respective, răstignirea pe cruce.
Domnul Iisus Hristos, iubiți credincioși, nu a cerut oamenilor nimic pentru dragostea sa, ci spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 8, vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. În loc de odihnă, oamenii i-au oferit crucea. În loc de dragoste, oamenii i-au oferit răutatea. Și cu toate acestea, de la înălțimea crucii Fiului Dumnezeu, nu s-a supărat pe ei, pe neamul omenesc, ci dimpotrivă s-a rugat pentru ei, zicând, Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Ne aflăm, iubiți credincioși, în această perioadă deosebită a nașterii, apostolului nașterii Domnului, în care trebuie ca să-L primim cu toții în casele noastre, în viețile noastre, pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că El bate mereu la ușa sufletelor noastre și noi trebuie să-L deschidem, să nu lăsăm pe din afară. Iată cât de frumos ne spune, iată stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul meu și va deschide, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. De noi depinde, dragii mei, dacă deschidem ușa sufletelui, pentru că ușa la care bate Mântuitorul nu are clanță decât pe dinăuntrul. Haideți să-L deschidem, haideți să ne bucurăm împreună, să simțim cu adevărat că s-a născut pentru noi pe pământ prunc dumnezeiesc. Haideți, fraților, ca în seara de Crăciun să ne pregătim în acest post în așa fel ca atunci să simțim cu adevărat că Iisus Hristos a venit pe pământ. El a venit smerit, El a venit într-o iezle dobitocească. Iată, Maica cea curată, Fecioara Maria, s-a adăpostit într-un graj de vite ca să nască pe Împăratul Lumii. Iată, Creatorul s-a pogorât la creatură, luând firea omenească, făcându-se asemenea nouă cu excepția păcatului. Ne aflăm în această perioadă și mă bucur atât de mult pentru că pot și mulțumesc lui Dumnezeu să fiu în mijlocul dumneavoastră, ca împreună cu acest minunat sobor de preoți să fim alături la bucuria acestei biserici, la hramul bisericii Sfântul Andrei din Satu Mare. Să
fraților, ce frumos se încheie Sfânta Liturghie de la hramul bisericii noastre, Sfântul Apostol Andrei. Iubite domnule prefect, domnule și prieten de-al nostru, domnule primar, oficialități, de cucernici părinți și frați împreună slujitori, iubiți credincioși, am simțit în suflet mare bucurie că astăzi am putut să ne întâlnim în biserica noastră și să-L preamărim pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru toate pe care ni le-a dat. Și să-I mulțumim pentru că ne-a îndeplinit și ne-a ascultat rugăciunile fiecăruia dintre noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat sănătate ca astăzi să putem veni aici la noi, la biserică, să ne rugăm împreună, să cântăm împreună, să colindăm împreună. Iubiții mei, ca la orice hram de biserică, se spune și ceea ce am făcut în ultima perioadă de timp aici, în parohia noastră. Ați observat că partea dreaptă a bisericii am construit un lumânărar ca să scoatem lumânările și să le aprindem acolo, ca să nu stricăm pictura bisericii. Iar eu, aici, am să-mi prezint nu actorii, ci slujitorii bisericii ortodoxe și slujitorii care au slujit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfântului Apostol Andrei din Satul Mare. Și le mulțumesc tuturor, Părintelui Pop Cornel, de la Parohia Sfântul Gheorghe din Satul Mare, Balancaș Ioan, Părintele Pensionar, Lucian Tihai, din Parohia Horia Ciumești, Părintele Mic Aurelian Romulus, din Parohia Aciua, Cristian Silaghi, preot la jandar, Florin Silaghi, preot la penitenciarul Satu Mare, Mirel Costași, din Carei, Torel Silaghi, de la Biserica de pe strada Botizului, Satu Mare, Părintele Pop Diorel, preot misionar la Mănăstirea Măriuș, Buda Cosmin, preot misionar și profesor de religie, Almon Chirilă, Părintele din Vetiș, cel care, aproape un an de zile, a fost diaconul bisericii noastre. Și, sigur că Dumnezeu, prin rugăciunile confraților mei, ne va asculta rugăciunile și va aduce bine, va face pace, ne va da liniște și sănătate tuturor celor care și pentru care ne-am rugat. Domnule prefect, am trăit astăzi împreună cu oamenii de la această margine de oraș, că părintele spune că e margine, este intrarea în oraș care lasă impresie extraordinară. Este un preambul extraordinar de frumos, mare sărbători de mâine. Sincer vă spun și mă bucur că am reușit să fiu astăzi în mijlocul cetățenilor credincioșilor din această parohie de la marginea orașului, pentru că anul trecut, din motive obiective, independent de voința mea, n-am putut să le onorez invitația. Azi am venit fără să fiu invitat. Am ținut în mod deosebit să fiu, să particip din respect și din dragoste față de ei și din admirație față de preotul paroh care deservește la această parohie.
Mă bucur foarte mult și am trăit emoționat cu numărul mare de participanți, numărul mare de enoriași, și iar acest cor de colinde mă mișcă și acum sunt emoționat și sincer tremur și îmi face o plăcere deosebită. Am văzut că trăiți evenimentul și vă spun, atunci când ați apărut în biserică, nu ocolesc să vă spun, oamenii s-au bucurat. Să știți că sunteți apreciat de oameni și faptul că sunteți alături de ei, la bucuriile, la necazurile, peste tot sunteți alături de ei, este un lucru extraordinar. Să dea Dumnezeu să vă țină mereu așa și aproape de oameni. De asta îmi doresc, să am sănătate și, mă rog, să pot să ajung cât mai mult. Mie îmi place foarte mult între oameni, îmi place foarte mult între cetățenii acestui județ. Din păcate nu pot să ajung peste tot cum mi-aș dori eu. Sigur că, din acest punct de vedere, mi-am asumat această, mă rog, să spun, dăruire, să spun așa, de a fi între cetățeni, pentru că efectiv o fac cu mult drag și cu multă plăcere. Sărbătoarea de astăzi este atât de importantă pentru că Sfântul Andrei este ocrotitorul României, dar și a municipiului Satu Mare. Și este o sărbătoare extraordinară care se îmbină foarte frumos cu cea națională de mâine. Exact, este premergătoare zilei naționale și îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne ocrotească întreaga țară, întreaga națiune română. Să dea Dumnezeu sănătate la mulți ani românilor de pretutindeni și în mod deosebit astăzi aș vrea să mă adresez pentru cei care poartă numele de Andrei și Andreea cu derivatele, să aibă parte de tot ce își doresc în viață. În primul rând, sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Stimate domnule primar, la apariția dumneavoastră în biserică, vreau să vă spun că am văzut atâția oameni care v-au primit cu bucurie, cu o privire frumoasă și vă spun și de ce. Nu sunteți indiferent la bucuriile, la necazurile și peste tot sunteți prezenți alături de oameni. Este un lucru extraordinar. Să dea Dumnezeu ca primarul nostru să aibă mulți ani și să fie mereu alături de noi. Domnule primar, Sfântul Andrei este ocrotitorul și a municipiului Satu Mare, dar a României. Și se potrivește teribil această slujbă la care ați participat împreună cu toți credincioșii din parohie. Este un preambul foarte frumos pentru marea sărbătoare de mâine. Într-adevăr, mâine este ziua noastră a tuturor românilor, indiferent că suntem în țară sau suntem în alte locații. În primul rând aș dori să transmit un sincer la mulți ani tuturor care poartă numele Sfântului Andrei. Am dorit în mod special să fiu alături de enoriași și acestei sfinte parohii și alături de preoții, minunații preoți care au avut o slujbă și au ținut o slujbă extraordinară. Sunt primarul municipiului, vreau să fiu alături de cetățeni, cum spunea și noastră, și voi fi cât timp voi avea mandatul de primar în municipiul Satu Mare. Să dea Dumnezeu să-l aveți mult timp, pentru că și oamenii de aici trebuie să fie recunoscători, pentru că ați dat întotdeauna o mână de ajutor la tot ce s-a înfăptuit aici și nu întâmplător. Astăzi, părintele, preotul paroh, a mulțumit oamenilor care i-au ajutat. Domnule primar, mâine este o zi mare. Municipiul Satu Mare este îmbrăcat în straie sărbătorești. Seara va fi împodobit cu luminile despre care am văzut deja că este o muncă extraordinară. Oare simte fiecare cetățean treaba asta? Pentru că e foarte important. Mă-și bucură extrem de mult să simt. Toți suntem români și trebuie să simțim românește. Într-adevăr, în seara aceasta vom inaugura sau vom da drumul la iluminatul public. Doresc ca ziua de mâine, marea sărbătoare a tuturor românilor, să ne prindă cu un oraș, așa cum spuneați, împodobit și luminat. Vă invit pe toți românii sau cei care se simt români, cei care sunt români adevărat, să vină mâine în piața 25 octombrie. Vor avea foarte multe evenimente și aș dori ca 1 decembrie să sărbătorim cu toții. Nu spun că numai românii, absolut tot cine simte că este român și că împărtășește sentimentele și regulile acestea și trăiește alături de noi, este invitat alături de primarul municipiului, de Consiliul Județean, de Consiliul Local să sărbătorească. Dumnezeu să binecuvânteze Satu Mare, așa cum spunea și președintele Ștef, copiată o vorbă singură probabil, pentru că suntem niște oameni deosebiți, suntem niște oameni aleși, suntem, zic eu, oameni cu suflet extrem de mult și de aceea Satu Mare este un oraș, vedeți, păzit de rele, păzit de inundații, păzit de lucruri catastrofale. Dar cum ne ocrotește parcă Dumnezeu. Așa este, ne ocrotește Dumnezeu pentru că suntem buni și suntem oameni, avem suflet. Domnule primar, dați-mi voie să fiu exponentul
celor din municipiul Satu Mare și să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și să vă urez să aveți multă sănătate, putere de muncă, să fiți mereu alături de noi, sănătate dumneavoastră și familiei și celor care vă iubesc, să aveți mulți prieteni, că prietenia adevărată ține cât viața. Vă mulțumesc extrem de mult și vreau să transmit sătmărilor un mesaj. Îi iubesc, îi respect și sunt la dispoziția lor, așa cum am angajat Dumnezeu să ne ajute și să aibă grijă de noi. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc cu respect. Sunt emoții mari. Părinte, ați venit din localitatea Horea, din Ciumești, acolo unde slujiți în două parohii și ați trăit alături de noi niște evenimente deosebite, niște momente adevărat ale credincioșilor ortodoxi. Cum v-ați simțit astăzi la această biserică? Pentru mine a fost o zi înălțătoare, o mare sărbătoare pentru parohia colegului meu Pașca, unde am venit cu multă dragoste, cu multă credință și ne-am simțit extraordinar de frumos că am avut ocazia ca împreună cu cei 12 preoți, slujitori, care este un lucru mare pentru că 12 am fost și 12 au fost apostolii Mântuitorului nostru, exact. Iisus Hristos, exact. Și pe undeva este un adevăr de credință, un adevăr de slujire a celor 12 apostoli și a celor 12 preoți care au slujit. Un cuvânt de urare pentru ceea ce se înfăptuiește aici și pentru Ziua Națională de Mâine. Doresc tuturor credincioșilor de aici, din parohia asta minunată, împreună cu slujitorul lor, Pașca Viorel, să aibă parte de bucurie, de sănătate, de veselie, iar sărbătorile care urmează, a Crăciunului, a Boboteze, să le aducă liniște în suflet, în credință, în dragoste, în tot ce își doresc ei. Iar de Ziua Înălțătoare a Națională a României, doresc întregii acestei comunități, doresc întregului oraș Satu Mare, doresc tuturor românilor, indiferent unde s-ar găsi ei, să-și aducă aminte de această zi națională a poporului român și să o serbeze cu dragoste, cu cinste și cu demnitate. Mulțumesc foarte mult! Părinte Viorel Pașca, astăzi a fost o zi foarte însemnată pentru parohia pe care o coordonați de atâta timp și pentru biserica pe care ați clădit-o cu migală și eu spun pentru rezultatele pe care le aveți, meritați astăzi dumneavoastră meritați un la mulți ani și multă sănătate. Ce ați simțit astăzi la sărbătoarea dumneavoastră, fiind atâta lume, biserica neîncăpătoare, iar musafirii de înaltă ținută au avut cuvinte de laudă la adresa dumneavoastră? Mi s-a umplut sufletul de bucurie când am văzut atâția musafiri, atâția oameni de bine, atâția credincioși care au venit la hramul bisericii noastre. Sigur că în interiorul sufletului meu au curs, cred că, și niște lacrimi de bucurie, pentru că după 20 de ani de când sunt preot și păstoresc această parohie, parcă astăzi a fost cea mai frumoasă zi de hram a bisericii noastre. Pentru că, iată, și domnul prefect și domnul primar, fără invitație. Fără invitație, am spus, am devenit probabil sau suntem la normalitate, pentru că au venit cei care au simțit, părinte, cu trupul și cu sufletul această sărbătoare. Părinte, în cuvântul prefectului, chiar a spus, n-a fost invitat, a venit cu bucurie, cu drag, cunoscându-vă și respectându-vă pentru tot ce ați făcut dumneavoastră. La fel și primarul. Mi-a spus că se simte alături de dumneavoastră la Marea Sărbătoare. Este cel mai frumos preambul la Marea Sărbătoare Națională a României. Și mă bucur că ați explicat în cuvinte, dar și în trăirile sufletești, lucrul acesta. Totuși, ce urați românilor din parohia dumneavoastră sau celor mulți ai țării noastre? Frații români,
din satul mare și de pretutindeni, tuturor Dumnezeu să vă rânduiască ani mulți și fericiți. Doamne ajută și sărbători fericite! Mulțumesc tare mult! Stimați telespectatori, sunt împreună cu preotul din Acioa, cel care a ținut astăzi o predică cum rar am auzit o astfel de predică frumoasă. Părinte, bine ați venit la satul mare! Bine v-am găsit! Părinte, v-am ascultat astăzi și am rămas impresionat, nu numai eu, ci și prefectul și primarul și toți oamenii aceștia care v-au ascultat frumoasa predică. Zi de sărbătoare! Ce v-a plăcut astăzi? Mi-a plăcut totul. La biserică, la Sfânta Liturghie, totul trebuie să-mi placă, nu numai mie, la toți cei care au fost prezenți. O sărbătoare a hramului Bisericii Sfântului Apostol Andrei, reușită, deosebită, cu cuvinte, cu cântări, cu rugăciuni înălțătoare. Și mă bucur și mulțumesc Părintelui Viorel pentru că mi-a făcut această cinste, așa cum am spus și în cuvântul de învățătură, ca să vin și eu aproape de orașul, satul mare. Ați făcut foarte bine că ați venit, pentru că și acolo în Acioa, unde am fost la dumneavoastră și am realizat emisiune, vă comportați la fel și aveți aceeași ținută și aceleași cuvinte calde la adresa oamenilor. Să fiți de acord cu mine, după predica dumneavoastră, oamenii devin mai buni. Să sperăm. Și trebuie să fim convinși, nu numai să sperăm, să fim convinși că omul în momentul în care pleacă de la Sfânta Biserică, după ce ascultă cuvântul de învățătură a slujitorului, trebuie să plece mai bun, trebuie să plece cu sufletul deschis și împăcat și prietenoși unii cu ceilalți. Acum am o rugăminte în final. Adresați-vă locuitorilor, credincioșilor dumneavoastră din Acioa, celor de aici și tuturor românilor pentru Ziua Națională. Tuturor credincioșilor și bineînțeles și credincioșilor mei pe care îi păstoresc de 12 ani și tuturor românilor din țara aceasta le doresc în primul rând la mulți ani pentru Ziua Națională a țării noastre. Le doresc multă sănătate, sărbători frumoase, binecuvântare și căldură sufletească, prietenie și iubire unul față de celălalt. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți românii. Vă mulțumesc foarte mult și permiteți-mi să vă mulțumesc eu pentru tot ce ați făcut astăzi, să vă mulțumesc eu pentru prezența dumneavoastră aici și să vă doresc la fel multă sănătate dumneavoastră și familiei și credincioșilor dumneavoastră din Acioa. Vă mulțumesc cu mare drag și încă o dată mă bucur că am fost alături de cei din satul mare, de dumneavoastră, și să-L rugăm împreună pe Bunul Dumnezeu să ne călăuzească pașii pe calea binelui, pe calea dragostei, ca împreună să ajungem la calea desăvârșirii. Dați-mi voie să vă salut cu cea mai scurtă rugăciune. Doamne ajută! Doamne ajută!